Îmbrățișare în amur, capitolul 7. Roscoleman avea instinctele rapide ale șarpului clopoței. Anii de luptător de gherilă și condiția lui de fugar îi dezvoltaseră un al șaselea simț în legătură cu orice prezență străină. În dimineața aceea însă, instinctul îl trădă complet. Dormea în cadânc, când șeful caravanei își drese vocea zgomotos. Ros deschise ochii și văzu capul lui Grayson băgat prin cuviltir în căruță. Acesta se uita la podea, rotindu-și nervos bolul pălăriei între degete. Reacția lui fu rapidă. Sări din așternut, bătându-și palma de coapsa dreaptă, căutând ceva ce nu se afla acolo, balansându-se pe tălpi într-o atitudine de atac. Ochii lui Grayson se făcură la fel de mari ca și gura de mirare. Nu văzuse niciodată un om să se miște atât de repede. Ridica amândouă mâinile ca un om care se predă. Îmi pare rău, eu am bătut, se bâlbâie el. Lydia se tere spre marginea căruței, trăgându-l după ea și pe Lee, speriat și plângăcios. Ochii erau măriți de nedumerire, părul stătea într-un orânduială total în jurul capului. În atribuțiile dumitale intră și intrat într-o căruță neinvitat? Îl întrebă Ross pe Grayson, care era total uimit. Nu, în afară de cazul în care e vorba de excluderea cuiva. Vocea plină de satisfacție era doamnei Wasin, al cărei ochi rotunzi acuzători erau la nivelul podelei căruței. Acum urcă scările pentru a se uita la Lydia și Ross, scandalizată. Ross se strădui să-și relaxeze mușchii și să-și domolească bătăile inimii. Excludere! Ce vrea să zică? Îl întrebă pe Grayson, care a evitat privirea. Regret, Ross, dar doamna Wasin a format un comitet de oameni care au votat ca tu și fata să părăsiți convoiul. De vreme ce aveți de gând să conviețuiți. Să conviețuim, uloros. Am dormit în căruță noaptea asta pentru că eram udlioacă. Înțeleg, începu Grayson, dar Leona îl întrerupse. Ați dormit în același pat, țipă ea. Sus spre el. Apoi, întorcându-se pentru a fi auzită de grupul strâns afară, spuse. I-am văzut. Erau în același pat. El e pe jumătate dezbrăcat. Dumnezeu o să mă orbească probabil pentru păcatul la care am fost martor. Lydia nu mai putu suporta. Vânzând zecile de ochi, holbându-se curioși prin deschiderea de la coada căruței, sări de pe săltea și strângându-l la Pepeli, care plângea spuse gâfâind. N-ai văzut nimic decât doi oameni dormind în același pat. La vedere Lidiei, îmbrăcată doar în cămașă de noapte, cu părul liber, fluturând seducător pe umeri, Leona Wasin se încordă ca un arc. Lydia nu o lua în seamă. M-am simțit prost că folosesc patul domnului Coleman. I-a spus să doarmă acolo pe saltea pentru că era fric și tremura. Asta e tot. Eu m-am întins alături pentru că aveam unde să dorm. Știu eu ce am văzut, șuieră femeia cu gâtul ei subțire, întins ca un legăin, cu buzele subțiate, pioase, pline de salivă. Ce? Doamne, iartă-mă! Știi, dumneata, despre cum se culcă o femeie cu un bărbat, Leona Wasin? Ma își făcu loc în căruță, urmată de zeche. Acesta își tratase pantalonii peste indispensabili pe care purta tot anul și care erau de un roșu spălăcit. Cu părul lui țepos, ridicat în direcții diferitele, era comic la vedere. Leona devenit și mai aprică când îl văzu. N-ai decât un copil, asta înseamnă că ai fost norocoasă, singura dată când te-ai culcat cu bărbatul tău. Fața Leonei păli, apoi fu brusc inundată de sânge. Buzele ei se mișcau fără să scoată niciun sunet. Nu mai vreau să ascult vorbele voastre murdare, spuse ea. În cele din urmă, rotindu-se pe loc pentru a fi din nou cu fața la domnul Grayson. Ce ai de gând să faci dumneata, ca șef ales, în legătură cu această influență păcătoasă asupra copiilor din convoi? Grayson suspină obosit, scuturând din cap. Propria lui soție, așa tolerantă cum era, fusese șocată de dimineață. În zori, când femeia Wasin venise la căruța lor cu vestea că domnul Coleman și fata aceea netrebnică dormeau împreună în căruța lui. Grayson nu-i venise să creadă de la început. Îl văzuse pe Ross suferind, când Victoria se afla în chinerile nașterii. Văzuse durerea de pe fața lui când coborâse răsicriul din lemn de pin în mormânt. Ross fusese furios când ma i-o adusese pe fată pentru a lăpta pe fiul lui. Grayson nu credea că Ross putea să întreține relații carnale cu o femeie așa curând, mai ales cu fata pe care, evident, o disprețuia atât de mult. Ross era totuși bărbat tânăr, cu mai mult spirit, și Grayson bănuia
cu un temperament mai focos decât alții, iar fata nu arăta deloc rău, acum că era curată și îmbrăcată. Se uită la Lydia, apoi își coborâ ochii stârjenit. Care bărbat în situația lui Rose Coleman ar fi făcut la fel? Sau măcar n-ar fi fost tentat? Fata, spre meritul său, în detrimentul ei, părea făcută să inspire cele mai nerușinate fantezii. Ridică brav ochii la Coleman, dar dădu-i înapoi în fața urii care pulseseră aprenta pe fiecare trăsătura feței lui. Ochii vezi al bărbatului scânteiau. Îmi pare rău, Rose, spuse Grayson, desfăcând la brațele cu un gest implorator. În ce mă privește, mie nu-mi pasă. Dar există copii de care trebuie să ținem cont. Ridică din umeri sânjenit, în ce vocea ei se perdea treptat. Lasă, replică Ross, n-am să rămân dacă sunt nedorit. Acum vă rog să coborâți. Ia stați așa o clipă, spuse Ma. Ați împins lucrurile prea departe. Se întroase spre Ross. E nevoie de dumneata în acest convoi. Cine altul se mai pricepe așa de bine la cai? Întrebă ea, adresându-se lui Grayson. Și cine e mai bun ochitor? Cine aduce mereu carne proaspătă, ei? Vrei să renunți la un om pentru că n-a vrut să stea în ploaie? După mine, ar fi prost să nu se adăpostească. Vă rog, domnule Grayson, o întrerupse Leona. Liniște, femeie, răbucni Zeche. Era prima oară când l-auzeam pe acest om pașnic, admonestând pe cineva. Surpriza, în primul rând, o reduse pe doamna Wasley la tăcere. Acum, în privința ăstor doi, care ziceți că au făcut ceva rușinos, fiți oameni cu cap. Fata a născut acum nici 2 săptămâni. Credeți că se poate culca cu cineva? Ochii Lidiei aruncau fulgere când toate privirile se îndreptau asupra ei. Se uită la Ros, stătea stoic și semeț ca un indian, aparent de tulburat de ceea ce se vorbea. Se întoarse spre Leona și puse toată răceala de care era capabilă în privirea ei. Femeia cu prima care își plecă ochii, dar nu era complet îngrijorată. Pentru cele ca ea, asta n-ar avea nicio importanță, exclamă ea. Durere, durere. Pentru ce femeie, spuse Ma. Își încrucișă brațe pe pieptul ei masiv și respira adânc. Există o singură rezolvare, practic, a problemei. Domnul Coleman și Lydia s-ar putea căsători. Izbucni o zarvă de nedescris. Ros mărâi. Nici de-a dracu nu mă însor cu ea. Lydia șuieră. Nu m-am mărit cu nimeni. Grayson spuse. Ma, ai mers prea departe. Zeche chicotea de plăcere. Doamna Waskin intonă. Doamne, doamne, sfinta lui nevastă, nici nu s-a răcit bine mormânt. De fapt, o disprețuise pe Victoria Coleman din cauza frumuseței și nobleței ei, dar acum gata să pledeze cauza soției nedreptățite. Domnule Grayson, dacă s-ar căsători, totul ar fi în regulă, întrebă Ma, respingând protestul general în legătură cu sugestia ei. Hal Grayson blestemă ziua în care acceptase numirea ca șef al convoiului. Nu se pricepe la nimic, în afară de agricultură. Părerea lui despre momentul însămânțării era valoroasă, dar ce știa despre cine, cu cine, trebuia să se căsătorească? Cred că da, spuse el. Tu ce zici? Bârfitoare, joaznică și rea. Îi se adresă Maleone Watson. Femeia scuipă furioasă. Pielea ei părea gata să pleznească din cauza furiei. Cred că ar fi o rușine. Ca să nu mai vorbim de ceea ce vom vedea și vom auzi din căruța asta. Dacă te interesează atât de mult să vezi și să auzi ce fac alții în pat, de ce nu încerci să faci și tu așa ceva în patul tău? Vai, Leona și-a acoperit pieptul de parcă m-ar fi lovit-o. După o privire aruncată lui Grayson și în care își puse toată dezamăgirea ei în el, coboră din căruță. Femeia Lanston a propus că ăștia doi să se căsătorească, îi anunță ea pe ceilalți. Mă spăl pe mâini de toată afacerea asta și cred că ar trebui să ne rugăm cu toții ca noi, în calitate de bun creștin, să fim protejați împotriva relelor ce se vor abate asupra noastră. Domnule Grayson, acum vă rog să ne scuzați, spuse Ma, ignorând vocificările confuze de afară. Vreau să vorbesc cu Lydia și Ros. Și tu, Zeche, dă-te jos din căruță și vezi ca tinerii noștri să nu o devasteze pe a noastră. Devin turbulenți dacă sunt obligați să stea închiși prea mult. Zeche și Grayson plecară. Micuțule plânse tot timpul. Lydia și-a așezat pe unul din scăunele, se întoarse cu spatele la Ros și Ma și început să-l alepteze. Ros spumega când început să vorbească. Ți-am spus că nu vreau să dorm în patul ăla nenorocit, dar nu și nu, ca să mă culc. Vezi ce a ieșit din asta? Lydia aruncă o privire furioasă peste umăr. Eu?
Vorbea în surdină, punctându-și furia cu fulgere în ochi și inflexiuni vocale. Da, am vrut să dorm în patul tău, era înfrigurat, ud și obosit, dar cine m-a tras de mânecă să mă culc și eu acolo? Răspunde. Se întoarce spre copil, aplecându-se ușor. Rose izbucni cu pumnul în palma celelalte mâini. Îmi stai ca un ghim pe încoaste de când te-am văzut prima oară. Parcă tu ce ești? O adevărată plăcere să stea cineva pe lângă tine? Cu temperamentul tău afurisit, privirea aia rea și cuvintele tale insultătoare? O adevărată plăcere, domnule Coleman? Trebuia să mă trezești azi dimineață când ai început să-l alăptați pe Lee. M-aș fi sculat și toată povestea asta blestemată era evitată. Lydia se uită din nou la el, șocată. Erai treaz. Nu-i vina mea dacă te-ai lenevit și ai dormit iar. Nu m-am lenevit, spuse-l scrâșnind. Nu? E bine, m-ai speriat de moarte când te-ai trezit. Ai sărit în sus ca o panteră când l-ai auzit pe domnul Grayson. Erai atât de aproape încât ne-ai ridicat și pe noi. Practic, mi-ai smuls părul din cap. Păi să știi că aș avea mare chef să o fac. Ca printr-un pieptene, dacă n-ar fi o junglă încălcită. Râsul lui Ma îl întrerupse. Se uitară amândoi la ea, uimiți cum își ștergea ochii de lacrimi. Deja vă certați ca doi oameni căsătoriți. Rose începu să-și încheie nasturi cămășii. În timpul uneia dintre replicile doamnei Wasin, își pusese o cămașă, dar n-o mai încheiase. Îmi place, Ma, ca și toată familia ta. Ai fost drăguță cu mine și cu Victoria, înainte de a muri. Dar de data asta te rog să nu te amesteci în treburile mele. Bine, spuse ea, surprinzător, dar întâi am să vă spun ceea ce am de spus și nimeni nu coboară din căruța asta până atunci. Se plantă bine pe picioare la intrare și jos se gândi că n-ar putea o da la o parte nici cu o dinamită. Auzi, nu puteau merge prea mult, în orice caz, cu ploaia asta, așa că nu era nicio grabă să pornească de vreme. Se lăsă pe celălalt scaunel și își luă capul în mâini. Când Lydia se uită la el peste umăr, fu surprinsă de această atitudine. Era exact așa cum îl văzuse prima oară, ca și cum ar fi dus tot greul lumii pe umeri. Acum, ascultă-mă, spuse Ma, vrei să o lași pe vrăjitoarea aia rea de Leona Wasin să te alunge? Nu, răspunse Rose mohorât. Ea n-are nimic de a face cu hotărârea mea. Ar fi trebuit să plec după moartea Victoriei. Pot să ajung în Texas singur și probabil mult mai repede. Cu Lee, mă descurc. Și probabil că ai să ucizi copilul cu ocazia asta. Except în cazul în care noi ieși pe Lydia cu tine. Și în acest caz, ai putea tot atât de bine să rămâi în convoi și să profiți de protecția grupului. Asta ar însemna să mă însor cu ea. Nu pot să o fac. De ce? De ce? Rost să ridică în picioare și început să umble, deși mai mult pe loc. Pentru că e o târfă de aia. Sunt sătulă până în gât să tot aud spunând asta. Rost Coleman, spuse Lydia, desprinzându-se furioasă de lângă culcușul în care îl pusese pe Lee. Sătul și-a dormit și oprindu-se în fața lui Rose cu pumnii strâns înfipți în șolduri. Nu știi nimic despre mine. Așa e, nici măcar numele în întregime. Și nici n-am de gând să ți-l spun. Dar nu sunt o dezmățată, spuse ea cu ferocitatea unei lioaice. Nici eu nu știu mai multe despre dumneata. Nu e același lucru, nu? De unde știu că n-ai un trecut pătat de care încerci să-l ascunzi? Poate n-ai ce căuta printre oamenii aceștia mai mult decât crezi că am eu. E diferent cine ce-a fost soție. Dacă pielea brunzată a lui Rose putea păli, o făcu atunci. Ochii lui tremurară de la ea la Ma, ca și cum femeile erau dușman gata de atac. Întregul lui trup se contractă. În loc să se trădeze, se agăță de-ai doilea argument. Am avut o soție, îi se adresă elui Ma. Victoria Granty a fost soția mea, singura mea soție. Am iubit-o, am murit de nici 2 săptămâni. Cum poți măcar să te gândești ca să-i trădezi memoria luându-mi altă femeie? N-ai să iei nimic, mai bine mă omor, șuieră Lydia. Uite, vezi, sărima în mijlocul discuției. O problemă s-a rezolvat. Rostul nu vrea o altă femeie, iar Lydia nu vrea un alt bărbat. Puteți munci și locui împreună de dragul conviețuirii. Ea va avea grijă de Lee. Tu poți să o hrănești. Mi se pare cea mai simplă soluție a problemei. Căsătoria ar fi doar pentru a-i liniști pe aceea, așa zici creștin, cu frică de Dumnezeu, spuse ea, dând din cap spre mulțimea de afară. Știm că e doar de formă, așa cum văd eu lucrurile. Totul va continua ca și până acum. Roșu își mușcă colțul mustății, aruncând priviri depreciative, când la Ma, când la Lydia. Își smulse pălăria din cui și-o puse pe cap. Trebuie să mă ocup de cai, spuse el, coborând din căruță. N-am să mă mărit cu el, zise Lydia calmă.
Știa câtă nefericire zace în căsătorie. Mama ei 3 ani de servitute și degradare, până când, în cele din urmă, murise în rușine și umilință. Lidia nu voia așa ceva. N-am să mă mări cu nimeni. A fost chiar așa de rău? Ce? Păi cu copilul ăla al tău a fost atât de rău încât o părere proastă despre toți bărbații? Lidia se uită la mama câteva clipe în tăcere, înainte de a-și muta privirea spre exteriorul căruței. Rost ar fi trebuit să-și ia pelerina. Început să plouă iar. Da, a spus ea într-o șoaptă, a fost rău. Se cutremură de repulsie la amintirile care îi asaltau mintea, amintiri pe care jurase să nu le mai dezgroape niciodată. Ma suspină. Am știut eu că trebuie să fi fost ceva de genul ăsta, dar nu era așa mereu, Lidia. Domnul Coleman e bărbat, un bărbat care mă vrea la fel de puțin cât îl vreau și eu. Depinde, spuse Ma, ca pentru sine, dar aveți nevoie unul de altul. Ai putea să suport despărția de Lee? Acum? Ochii Lidiei se umplură de lacrimi când se uită la pătuțul improvizat. Peste câteva săptămâni va trebui să găsească o altă ladă, altfel va ieși cu piciorușele prin scânduri. Dar o să mai fie oare cu el peste câteva săptămâni? Domnul Coleman e un tată blând și iubitor, dar va observa lucrurile mărunte care trebuie făcute. Nu avea instinctele materne pe care le avea ea. Mai observă că argumentele erau convingătoare, așa că insistă. Ce ai să faci dacă te alungă? Nu cred că te vor lăsa să mai stai nici măcar cu noi, avându-i în vedere pe cei doi băieți ai mei. Cuvintele au rovire pe Lidia, în mândria ei, așa cum, de fapt, intenționase și Ma. Capul ei se ridică trufari. Poți să am grijă și singura de mine. N-a zice că te descurci foarte bine. Băieții mei te-au găsit aproape moartă, de oboseală și cu hemoragie. Hainele de pe tine erau ferfelițe. N-aveai un ban, n-aveai mâncare. În vremurile astea e greu pentru o femeie să descurce singură, spuse Ma, privind-o în ochi, mai ales dacă fuge cineva. Ochii Lidei exprimară brusc prudență, dezvăluindu-i teama. Ma observă și-și dădu seama. Chivicise corect. Nimeni n-ar căuta o nevastă tânără cu un sugar, nu? Se întoarse spre a pleca, dar se opri să mai puncteze un lucru. Fata stătea pe scăunel, privind în gol, pierdută în gânduri. Ai putea să ajungi mult mai rău. Bănuiesc că domnul Coleman are un temperament afurisit, rău, dar știe să și-l controleze. Nu cred că ți-ar face vreun rău. Cum îți făcea celălalt? Mai gândește-te. Termină Ma și ieși. Multe dintre cele spuse de Ma erau adevărate, aprecie Lidia. Măritindu-se cu Coleman, putea rămâne cu Lee. Iubea copilul și acesta începea să o iubească sau măcar să o recunoască. Tot ceea ce avea de făcut era să-i vorbească și căpușorul lui tremurător se întorcea spre vocea ei. Domnul Coleman nu era un om rău, nu ca acela cu care trăise 12 ani. Era puțin cam iute și mândru, dar Ma avea dreptate. Se putea înfuria pe ea, dar n-ar lovi-o niciodată. Avusese destule ocazii și dacă n-a făcut-o până acum, nici n-avea să o facă. Fața lui era drăguță. Când zimbea, Lidia se simțea cuprinsă de un val de căldură. Stătuse lângă ea toată noaptea, dar nu-i fusese frică de el. Trupul lui nu-i crea repulsie. Era atrăgător și se simțea protejat de mărimea și puterea lui evidentă. Fizic îl putea tolera în preajma ei. Dacă ar fi, doamna Coleman ar avea lucruri pe care nu le mai avusese. Ar avea un titlu, o poziție în societate, un loc la al ei. Titlul aducea după sine un anumit respect pe care nu prea avea șansa să-l obțină altundeva, mai ales că femeie singură, fără familie sau situație. Dorea un cămin, poate cu perdele de la fereste, cu mai multe camere luminoase și aerisite. Un cămin. Cum ar putea ia o femeie fără bărbat, fără bani, fără niciun mijloc de existență, să aibă toate astea? Dar n-a avea de gând să cerșească. Dacă el era decis să nu se însoare, fie nu va fi acea care să-i ceară acel lucru. Ros ținea găleata covăz sub botul iepei, dorându-și ca ea să nu facă atâtea fasoane și să termine de mânca mai repede. Ce încurcătura dracului! Dar în fond așa fusese toată viața lui. Singurul lucru bun din viața lui fusese victoria. Zeii fuseseră probabil adormiți în ziua când o cunoscuse și când s-au trezit au văzut că era fericit, au omorât-o. Rahat, exclamă el. Cum naiba să facă cu fata? Sau mai exact ce o să facă fără ea? Tot ce spusese Ma era adevărat. Nu era teamă să o pornească singur, părăsind căruța și toate celelalte. În fond, trăise din ceea ce avea în sac.
De la 15 ani, poate 14, nu își mai amintea. Cum rămânea cu lei? Însă, avea nevoie de Lydia care să vadă de copil. Se mustră pentru faptul că se gândise la ea pe nume și nu la găleata de ovăz de la gura iepei. Dacă era atât de înceată, înseamnă că nu era foame. O bătu ușor pe gât și se duse în partea cealaltă a țarcului improvizat unde era armăsarul. Lând o perie, începu să țesele coama adreasă a lui Lucky. Câștigase calul la poker și de acolo și numele Vance Granty nu știuse asta. Îl lăudase pe Ross că strânsese bani pentru a cumpăra animalul, ceea ce nu știa socul său n-avea cum să-i deranjeze. Trebuie că va fi distrus aflând de moartea Victoriei. Îl trimise o scrisoare punându-o la o cutie de poștă rurală. Se întrebă cum va reacționa Gentry aflând că are un nepot. Nu știuse că Victoria e însărcinată. Se îndoi că ar dori vreodată să vadă copilul, de vreme ce nu făcuse niciun secret din părerea lui că Victoria făcuse o mezalianță. Ross nu se va mai întoarce în Tennessee. N-avea pe nimeni acolo. Acum că Victoria murise și nici de Vance Granty nu o să mai audă, probabil niciodată. Lăsând la o parte considerațiile de ordin emoțional și luând doar partea practică a lucrurilor, ar fi în avantajul lui să se însoare cu Lydia. Avea nevoie de o femeie care să-i gătească și să-i facă curat. Și ar fi greu să găsească pe cineva în Texas care să se mute la el înainte de a-și construi măcar o colibă. Să lasă pe Lee în oraș, la străin nu era posibil. Nu vrea să se separe de fiul său, nici măcar temporar. Nu avea nevoie de o femeie. Lydia era la îndemână. Ar fi putut să o nimerească și mai rău. Lydia nu arăta rău deloc. Era prezentabilă, chiar dacă nuanța părului ei era extravagantă și atrăgea atenția tuturor bărbaților care o vedeau. Avea limba ascuțită ca un brici și un mod dificil de a fi. Uneori important era însă că îl iubea pe Lee. Asta era un argument important în favoarea căsătoriei. Nu era una pe care o angajezi ca să aibă grijă de copil. Era ca și copilul ei, din punct de vedere emoțional, dar nu exista niciun punct de vedere emoțional, pentru că emoțiile nu își mai aveau rost în această decizie. Trebuia să fie una absolut practică. Îi părea rău de ceea ce se întâmplase mai devreme. Fusese o dimineață rece, era dormit și nu-i se putea găsi nicio vină pentru că se cuibărise lângă Lydia cu ea în felul acela. O iubise pe Victoria și nu va iubi niciodată o altă femeie. Și cum e cu iubitul sau iubiții Lydiei? Deși o dorise în seara precedentă, când o apucase de mâini și o trăsese la el, nu simțise nicio pornire senzuală la ea. Ceea ce văzuse în ochii aceia, de culoarea coniacului, fusese cu teamă. Simplă teamă. Teama era care împrietenește un animal prins într-o lumină bruscă, puternică, noaptea. Ross voia să-i atribuie tot ceea ce era mai rău, dar acum nu mai era sigur că avusese vreun bărbat. Poate unul. Iar acela o făcuse să sufere. Trase o înjurătură. Să-l luase de prost. Poate expresia aceea de teamă era doar un joc pentru a-l seduce. Era oare o târfă rafinată care cunoștea toate șireticule miseriei? Râsese oare în sinea ei pentru că știa că o dorește? Număra oare nopțile până în clipa în care el avea să cedeze? Ei bine, nu o să o facă. Dumnezeu e martor. Nu o să cedeze niciodată necesității fiziologice pe care ea o răscolea în el. Niciodată. O să cumpere o femeie dacă avea nevoie de una, dar nu avea întina niciodată amintirea Victoriei, luând fata aia. Se putea însura cu ea, rămânând în același timp detașat. Știa că poate. Nu o să-ți permită nicio apropiere de ea. Lydia era singură când Ross urcă în căruță. Avea brațele ridicate deasupra capului, încercând să-și răsucească părul într-un coc. Gura era plină de ace când se întoarse spre el. Lui Ross îi păru imediat rău că făcuse acel comentariu despre părul ei mai devreme, dar regreta pentru că fusese nedelicat sau pentru că ea pusese totul la inimă și acum își împăna cu acel vălmășac de bucle care începuse să-i placă. Era prea periculos să se gândească. În grabă, Lydia înfipse acele pe care le mai avea în acel coc de pe ceafă și se întoarse în față la el, lunecându-și palmele în jos pe marginea fustei. M-am mai gândit, începu el. Ochii lui se plimbară de la un lucru la altul, de teamă să nu se oprească asupra ei. Poate ar trebui să ne mai gândim. Poate. La dracu.
O să înceapă acum cu răspunsurile alea ale ei rostite moale, care nu trădau nimic din ceea ce gândea. Ei bine, m-am gândit și eu, Dumnezeule, și Lidia respira adânc. Și nu știu cum ai putea să te descurci cu Lee, altfel... La asta m-am gândit și eu. Roșu simți mușchii relaxându-se. Dar vreau să fie clar că dacă unuia dintre noi nu-i mai convine, e liber. Lidei nu-i plăcu asta. Unul dintre motivele pentru care o făcea era acela al siguranței și al sentimentului de permanență. Dar, mă rog, dacă asta era una dintre condițiile puse de el, va trebui să fie de acord și apoi să aibă grijă să nu facă ceva care să-l determine pe el să o alunge. Bine, dar pun și eu o condiție. Mititica are curaj. El îi oferea ocazia de a-și împunătăți soarta, iar ea îi punea condiții. Să auzim, spuse el, aplecându-și capul pe o parte, arogant, enervând-o. Să nu mă bați sau să-mi faci un rău, spuse ea cu ochii scânteietori. Dar ce crezi că sunt eu, un sălbatic? Nu sunt în stare să fac rău unei femei, spuse el, vexat de culme. Atunci ne-am înțeles, nu? Spuse ea. Ros blestemă, pulmându-și din nou pălăria, trecându-și apăsa degele pe pânza tare a covetirului. Încă mai înjura când se întoarse spre ieșire. Mă duc să le spun lui Ma și lui Grayson. Începutul nu era prea promițător. Căsătoria fusese fixată pentru ora 3 în ziua aceea. Afară, dacă vremea era bună, în căruța lui. Coleman, dacă nu, m-a avut grijă ca toată lumea să fie invitată. Vreau să lase impresia unei ocazii fericite, care să fie sărbătorită de toți, clătinind o întreagă poveste sentimentală, cum că Dumnezeu îi trimisese lui Coleman o soție care să aibă grijă de el și de Lee, după ce sărmana Victoria fusese răpită de lângă el. Cine zice că nu mai există miracole? Reuși chiar să smulgă lacrimi din ochii unor suflete mai romantice. Grayson se oferi să se ducă la oraș să facă rost de un certificat de căsătorie și să aducă un preot baptist. Cu oră înainte de ora fixată, m-a apărut lângă căruță cu câteva pachete pe care le dădu Lidiei. Pentru tine, spuse ma, mândră de ea însăși. Lidia privi pachetele, nedumerită. Își amintea de cadourile primite de la mama și tatăl ei, dar foarte vag nu-și mai dădea seama ce era adevărat și ce era fantezie. Pentru mine? Întreba ea cu glas pierit. Nu mai văd pe nimeni pe aici care să fie mireasă peste oră. Ai face mai bine să deschizi pachetele. Cu ezitări, la început, apoi mai repede, pe măsură ce descoperea comoara după comoară, trecu revistă conținutul fiecărui pachet. Existau două rochii, două fuste și două veste, trei perechi de pantalonași, două cămăși, o cămașă de noapte, două jupoane, plus o pereche de pantofi negri și trei perechi de ciorap de bumbac. Ți le-am cumpărat domnul Coleman, de fapt. Ne-am trimis pe mine și pe Annabeth după ele. Bărbații nervoși, ca o pisică cu coadă lungă într-o cameră cu balansoar. Când e vorba să cumpere lucruri femeiești, sporovea ma, prefăcându-se că nu vede lacrime din ochii fetei. M-am gândit că rochia asta galbenă ar fi exact ce trebuia pentru căsătorie. La timpul stabilit, Lidia ieși pe mica platformă din spatele căruței. Se trase înapoi, rușinată, din fața mulțimii adunate. Toți ochii erau îndreptați asupra ei, iar cei care fusese acuzatorii ei în dimineața aceea acum zâmbeau jenați. Hai, Lidia, spune ma blând, trângând-o de braț, să terminăm cu asta, înainte de a începe ploaia. Lidia coborâ scările, încântată de foșnetul rochei noi. Lenjeria îi mângâia pielea delicat. Partea de jos a rochei îi se învăluia în jurul picioarelui. Slavă Domnului că partea de sus se potrivea și pieptul ei nu mai ieșea în relief atât de mult ca atunci când îmbrăcase rochea lui Annabeth, deși era cam strâmtă. Ghetele erau comode și încheiate cu șireturi până deasupra gleznelor. Pielea lor scâția ușor la fiecare pas. Pentru o femeie mai rafinată, veșmintele ei ar fi fost bune pentru o zi de lucru. Lidia însă era mândră ca o prințesă. Îl căută pe lei din ochi pentru a vedea dacă totul e în regulă. Era în brațele Annabeth, cu capul acoperit cu o păturică. Copiii Lanston erau strânși în jurul tatălui lor, ciudat de serioși. Lidia își imagina că fusese amenințați cu bătaia, dacă nu sunt cuminți. Ochii ei lunecară asupra mulțimii. Când nu mai a avut la ce să uita, ochii s-au oprit asupra lui Ross. Stătea mohorât și rigid.
Inima ei a avut un tremur ciudat când îl văzu. Era atât de atrăgător. Purta tot pantalonii lui de fiecare zi, dar pusese o cămașă albă și o cravată șnur. Cămașa contrasta cu părul lui negru, mustața și fața bronzată. Ochii erau singurul lucru colorat la el, de un verde intens care strălucea sub sprâncenele dese negre. Un omuleț vioi cu ochelari de nas și nas scuțit, care trebuie să-i fost predicatorul, stătea lângă Ros, o privea și cu un zâmbet cald. Dar iată și mireasa, putem începe. Ia-o de mână, tinere, spuse lui Ros. Lidia privea ca hipnotizată mâna neagră a lui Ros, cuprinzând-o pe a ei și punându-le pe amândouă pe scoarța de piele neagră a unei biblii care apăruse miraculos de undeva. Mâna lui era caldă, fierbinte, de fapt. Bătăturile din palma lui se simțeau aspre pe dusul mâinii ei, dar asta făcea ca totul să pară mai real. Să uită la mâna lui ca și cum i-ar fi fost teamă că dacă și-ar muta privirea, mâna lui ar dispărea. Nu urmări decât parțial ceea ce se spunea, dar se pare că dădu răspunsurile corecte, pentru că după un timp, uluitor de scurt, predicatorul spuse: în clipa asta vă declar soț și soție. Ceea ce a unit Dumnezeu să nu fie desfăcut de om. Sărută mireasa cu. Susărute? Cuvântul răsună în creierul ei, amplificându-se atât de tare încât crezu că o să-i pleznească. Nimeni nu-i spusese că era prevăzut și asta. Nu a avut însă timp să întrebe pe ma dacă trebuie să dea curs acelui îndemn, pentru că Roș își pusese mâna pe umărul ei și acum întorcea cu fața la el. Îl văzu fața plecându-se asupra ei. Părea enormă și acoperit tot ce era dincolo de ea. Se apropia din ce în ce mai mult. Închise ochii strâns pentru a scăpa de coșmarul repetat al feței bărbatului. A plecat asupra ei, înăbușind-o cu gura lui, sufocând-o sub greutatea lui enormă. Apoi simție atingerea caldă a buzelor lui Ros pe ale ei. Întârziară doar o clipă, apoi se retraseră și totul se terminase. Leona Wasin, privind pe sucovetirul căruței, pentru că nu voia să fie văzută la această batjocură de căsătorie, era dezamăcită. Ipocriții se comportau de parcă nu stătuseră carne pe carne mai înainte. Ma era dezamăgită. Sperase într-un sărut mai lung, unul mai puțin formal. Bubba Lanston nu își putea stăpâni mărul lui Adam, care se zbâtea spalmodic în timp ce pantalonii se umflau sub pântec. Începu să se roage că nimeni să nu observe, dar amenințarea lui Ma că îl va biciui dacă nu se poartă frumos, reținea pe lung Lanston să nu chicotească. Annabeth privea cu ochii plini de lacrimi romantice. Lidia se întreba cum putuse mustața domnului Coleman să gâdile nu numai buzele, dar și gâtul și de acolo în jos până în adâncul trupului. Locul dintre pulpele ei devenise ciudat de fierbinte și umflat și umed la atingerea buzelor lui pe ale ei. Era oarecum dezamăgită că sărutul nu durase mai mult. Ros se jura că nu o să se mai supună nici unei încercări. Se convinsese pe sine însuși că o putea săruta fără emoție, de dragul ceremoniei și a ochilor curioși. Ei bine, acum știa, nu o putea săruta fără emoție, de dragul nimănui. Ce păcat că ploia început atât de curând după aceea. De ce? Lidia suspină. Sperase că va fi mai ușor să vorbească unul cu altul, acum că erau căsătoriți, dar de când se întorseseră în căruța lor, domnul Coleman se purta cu ea îngrozitor. Regreta deja că se însurase cu ea. Da? Ce? Îl împinsese cineva cu pușca de la spate? Am avut impresia că unii ar fi vrut să vină în vizită. Asta e tot. Ros râse bajocoritor. Simt doar curioși. Au venit la nuntă din același motiv pentru care se duc la circ. Dorise să creadă că toți cei adunați în jurul ei, după ce se terminase ceremonia, erau bucuroși că ea era acum doamna Coleman, că acceptase ca pe una dintre ei. Se uită la buchetul de flori pe care îl pusese într-un borcan și atinse petalele delicate. I le dăduse domnul Hill când îi sărutase mâna după ceremonie. Felicitări, doamnă Coleman! Vă urez mulți ani de fericire! Mulțumesc, domnule Hill! Ce flori frumoase! Spuse ea. Acum domnul Coleman părea hotărât să strice toate lucrurile frumoase pe care ea le înmagazinase pentru a se delecta cu ele mai târziu.
Nu cred că au venit doar să se holbeze. Bros dădu din numeri. Crezi ce vrei. Îl controle pe Lee pentru ultima oară și se culcă. Ross își făcuse un pat în partea cealaltă a căruței, cât mai departe de ea cu putință. Nu sunt otrăvitoare, ar fi putea să-l spună, dar își ținu gura. Era prea copleșită de evenimente, de noile ei nume, noile ei haine pentru a se certa cu el. Mulțumesc pentru hainele cele noi. Cu plăcere, spuse el aspru. Nu suportam să te văd în haine de împrumut. Stinse lampa și Lydia l-a auzit dezbrăcându-se și apoi băcându-se în așternutul lui. Ploaia devenise zgomotoasă acum, că se așternuse liniștea. Dimineața zgomotul ei fusese liniștitor, îndemnându-l să mai doarmă. Acum sunetul era trist. Lydia se simțea mai sigură ca oricând și știa că dacă Ross ar fi voit să se culce lângă ea, n-ar fi zis nimic să-l îndepărteze. În întuneric, se întoarse într-o parte și căută mogâldeața întunecată a trupului său în partea cealaltă a căruței. Noapte bună, Ross. De ce a ales ea tocmai clipa asta să-mi spună pe nume pentru prima oară? Și de ce sună atât de melodios în gura ei? Se întrebă Ross. Pe deasupra, tumultului produs de sângele care alerga prin vene, pentru a se concentra acolo jos, sub pântec, se auzi răspunzând: Noapte bună, Lydia! Vă mulțumesc pentru ascultare. Dacă v-a plăcut, vă rog să vă subscrieți la canalul meu, să-mi lăsați o apreciere și să apăsați clopoțelul pentru o nouă notificare. Vă mulțumesc!